itself through our blind. Ce s-a emoționat. Hai să-ți dea mama, să duci și tu. Ține un pic telefonul. Bună, dragii noștri, ce faceți? Ați văzut unde am ajuns noi astăzi?
Am ajuns la o expoziție de obiecte făcute manual, da, lucruri manuale și foarte faine chiar. Nu am știut că există așa ceva astăzi. Noi inițial am vrut să venim în parc aici să ne plimbăm, să mai ieșim așa, în fine, la aer curat. Dar am observat la intrare că ceva nu pușcă. Și când încolo am plătit taxa de intrare 7 euro și am întrebat-o pe doamna de acolo, zic că se întâmplă ceva, e ceva special astăzi de... Că noi normal plăteam 3 ore, 3 euro de familie. Nu, iubi? Și, da, zice că astăzi e expoziție de lucruri făcute manual. Și zic, super, hai, ne-am uitat și noi, ați văzut ce frumoase sunt, deci deosebite. Majoritatea sunt chestii foarte faine, dar și scumpe de altfel. Noi n-am cumpărat nimic pentru că n-am venit pregătiți. N-avem bani scoși așa cash ca să... Na, pentru că aici se plătești cu bani cash. Dar ne-am uitat. Asta am făcut video. Ați văzut ce chestii frumoase am zărit. Cel mai mult mi-au plăcut cele din ceramică, făcute așa pentru balcon, pentru grădină, unde poți să pui tot felul de flori, plante. Știți că eu am o problemă cu plantele. Și ce mi-au plăcut mie, chestiile lucrate din lemn, nu? Obiectele astea făcute din lemn, sculptate așa. Avem și pe Iubi. Iubi, zici tu ceva. Sunt cu ochelari. Și am venit aici, am văzut, o să mai stăm puțin și o să plecăm, pentru că vrem să mergem în centru. Da. Ăsta e bedrock, pietră de aia care... Wow, și ce vrei să faci cu pietroiul ăsta? Vezi că te murdărești, Andrei, las-o acolo jos. Andrei are o problemă cu pietrele. Da, după cum bine știți, el iubește pietrele. Și mergem până în centru să mai... vedem niște cărți. Bia vrea să meargă la bibliotecă, la librărie, ca să se uite la niște cărți. A început să-i placă cărțile foarte mult. Și după aia, nu știu, să vedem ce mai facem, dar ne ducem acasă că trebuie să gătesc. Azi e sâmbătă și trebuie să fac ceva de mâncare. Să fac o ciorbă de speclă și niște păstăi cu aripioare. Am scos niște aripioare la dezghețat și asta o să facem astăzi. Da. Apropo, azi este sâmbătă, am uitat să vă zic, da? Deci este sâmbătă, trecut de 20 septembrie, 23 astăzi, da. Mai că e toamnă, deja se simte răcoare așa, deci... Mi-am luat bluzița asta așa cu găuri, dar am impresia că mi-e fric, parcă, nu știu. Deci la umbră chiar e răcoare. Ce faci, mă? Mă și doare mâna. Da, dragii mei, deci ăsta este un vlog filmat astăzi, sâmbătă. Nu știu dacă o să mai facem și mâine ceva. Un vlog de weekend. Vedem. Ia uitați pe Andrei în acțiune. Deci ne-am oprit și la spațiul de joacă. Pentru că chiar e fain aici. Ia uitați în ce stil e făcut. Și lui Andrei îi place. Da. Așa, Andrei. Bravo. Să fac o tură și după aia mergem. De mișcare, nu? Să-și ardă energia. E răcoare, mă, deci cum intră soarele, gata, e răcoare. S-a ridicat și nu mai are poate. Da? Da, îi doare piciorul. O să ce gemuncă. Păi și Andrei, unde-i?
Unde e Andrei? Hmm? Acolo, uite-l, uite-i picioarele, pe plasa aia. Hai, mergi! Hai, mă! Păi ce... Este apă de desubt! Să nu scap telefonul! Așa-i? Dacă l-ai scăpat, îi vreau scăpat. Ce? Sucul! Nu știu. Nu e la mine. Andrei! Da, no, bravo. Ce? Vă rog, ce sucul? Am lăsat ce știu pe unul. Ce m-ai speriat, Andrei? Da. Dacă jos, că nu-i voi acolo pe clasă. Nu l-am nimic de pe jos. O să filmez așa un picuț. Ce avem acolo? Da, picuț de mă. Vreau picuț de mângă. Nu acum, ăla acasă. Hai să mergem. Ei, uite ce zboară, așa de aproape.
Italia. Acasă, ia uite ce cam am tot. Și nu prea am vizibilitate bună la cameră. Vreau să vă arăt ce am cumpărat de la magazinul ăsta asiatic. Da, păi au venit copii și o dăm proștiat aici pe toate. Da, vrem să testăm niște produse. Aici avem cantigia, spicy sticks of chickpea flour. Asta ceva snacks-uri. Așa. Avem aici niște peanuts. Niște alumne, nu știu ce sunt astea. Cacauete, nu știu, în fine. O să trebuiască să le testăm. Suc de mango. Și, bineînțeles, chicken sabă flour. Iune și nu știu ce. Da, și o să facem și aceste noodle cu nu știu ce condimente, în fine, să mâncăm acum. Sunt mai multe. Ia uitați, astea e spicy. Da, am luat niște rice noodle bamboo tree. Da, ăsta am luat la 400 de grame pentru că mai fac așa cu legume și e bun. Asta este pentru puiul care îl voi face astăzi, este acolo puiul, da, chicken masala. Asta este pui în iaurt, un sos de iaurt, ceva de genul. Nu știu, am luat unul să vedem cum este. Uitați, așa arată. Apropo, ăsta este... Nu știu de unde vine ăsta. Chiar nu știu de unde vine asta. Sepsă. Asta ce că este pentru Europa. Dar de unde vine? A, ăsta este produs în Pakistan. Produs în Pakistan. Pakistanez. Aici ce am luat? Am luat tot așa niște snacks-uri pe care o să le testăm, bineînțeles, astea cred că sunt cu alge, snacks-uri cu alge, care sunt bune astea. Hai răbdare un picuț, Andrei. Astea sunt niște inele cu gust de pizza. Tati, i-a cumpărat. Astea sunt... Astea sunt nemțești. Made in Austria. Da, astea sunt nemțești. Da. Am cumpărat sare pudră, sare neagră, black salt powder. Deci chiar zic că e bună sarea asta. Doamne, deci mă tot uitam pe YouTube la asiatice astea care fac tot felul de filmulețe cum mănâncă, ce mănâncă. Și am observat la ele rice cake. Nu știu ce să stea. Rice cake, ceva din orez. Da, nu arăt ce este? Forma tubulară, da, și cu sos se face aici. Nu arăt ce este? Da, mami, e răbdare un picuț. Aici îți arată și cum să faci. The spicy sweet stir fried rice cakes. Da. Bineînțeles că scrie în limba lor, în chineză, ce-o fi. Asta este Made Korea. Made Korea de Sud. Aici avem niște snacks-uri pe care o să le testăm. Și de curând sunt chipsuri din, nu știu ce să stea, din banane. Chipsuri de banane sărate. Sau? Da. Chipsuri din banane sărate. Aici avem iarăși niște noodle. Aici avem un, ăsta este Made Japonia. Asta ce este? E un suc. Cenchi Ram, nu știu ce, din strawberry, din căpșoni.
O să vedem și pe ăsta, o să-l testăm. Asta, bineînțeles, o să testăm, mamă, deci kimchi, kimchi, mamă, deci asta kimchi. Îmi place mult. Am mai mâncat made în Coreea, kimchi, da, este din varză chinezească, cu, zice că are probiotice, este natural fermentată, da, e o murătură a chinezilor care, a coreenilor, pardon, care, deci asta este, practic, mărăturile lor preferate din varză chinezească cu paprika, cu mai multe, da? Și avem aici, doamne, nu mai știu, nu kaki, cum mai zice, mă, la fructul ăsta, doamne, deci chiar nu mai știu cum îi zice, ia să vedem aici la fructe diverse. Dar nu-mi zice ce. Mango saft, nu știu ce. Cum îi zice, mă, la fructul ăsta? Mango saft e ăsta. Nu e kaki. Da, știu că am mâncat odată și sunt foarte bune. Nu. Că nu scrie pe ele. Da, dar o să le testăm și astea, bineînțeles. Și avem banane. Banane din astea mici. Care vin... banane. Nu, Andrei, nu știu cum le zice la bananele astea. Dar, da, îs, oricum, îs destul de faine. Adică o să vedem ce gust au, da? Banane, nu mai țin minte ce fel de banane sunt. Da, și cam astea sunt prostele care le-am cumpărat de la magazinul asiatic, așa că mă pregătesc să facem nudel ăsta să mâncăm, să testăm și după aia testăm celelalte. Iar puiul și păstelul o să le fac mai târziu. Da, mami. După ce am filmat filmulețul cu testatul de produse asiatice, am zis să stau și să mă odihnesc și să mă uit la un film și anume Laguna Albastră. L-am mai văzut eu... Când eram acasă, în România, nu mai știu, deci asta a fost chiar foarte de mult. Și am dat de el pe Netflix și chiar vreau să mă uit, să văd așa un pic din el, că e foarte fain, e așa romantic. Și după aia o să mă pun să gătesc pentru mâine. Da, deci am de gătit astăzi. Așa că da, pe mai târziu. E ora 4 și ceva. Și asta fac eu. Mă uit la Laguna Albastră. Da, dragii mei, astăzi este duminică și o să continui vlogul de weekend. Ieri nu am mai făcut mâncare pentru că m-am pus pe canapea și ne-am uitat la tot felul de filme, ne-am relaxat, am stat așa liniștiți, după care m-a apucat hărnicia undeva pe la ora 7:30, cam așa, de am făcut curățenie. Da, am făcut curățenie pentru că astăzi, fiind duminică, bineînțeles, să nu fac curat. Mă mai abțin, încerc și eu să mai respect regulile, să nu mai fac curățenie duminică. Dar mâncare o să fac și am început deja, am pus la fiert niște porumb, am... cules niște porumb, da, ia uitați, am mai găsit porumb, că de ce nu, na, mai avem și noi pofte și o să mă apuc să fac puiul și păstăie, da, că parcă așa era vorba, aici am pus, le-am condimentat de ieri, le-am pus condimente, așa, și da, asta o să testăm niște produse chinezești, asiatice, ciopiele, pe care le-am cumpărat ieri de la magazinul ăsta asiatic. Dar păstăile o să le fac separat cu ceapă, pentru că așa vrea iubi, să mănânce păstăi cu ceapă și cu usturoi. Porumbul este pentru toată lumea, pentru copii. Puiul la fel o să-l fac, bineînțeles, cu niște sos. Da, am un sos aici care l-am cumpărat tot ieri de la magazinul ăsta, vi l-am arătat și din câte am înțeles îmi trebuie un pahar de iaurt și ceapă și ghimbir ca să fac
exact ca aici, da? Ca un fel de mâncărică de pui. Și aici este condimentul. Cred că este foarte mult paprika și curcuma, ceva de genul. Da, am zis bine. Coriandru, curcuma, cuișoare, congi, piper negru, cardamon, ghimbir. Wow! Deci o grămadă de condimente amestecate la un loc. Abia aștept să văd ce o să iasă. Și aici mai am niște rice cake. Ăsta la fel o să mă uit să văd cum se procedează. Pentru că, sincer să fiu, rețeta nu știu care este. Ba nu, scrie aici. How to cook. Mă gândeam că scrie totul numai în chinezește, dar nu. Coreană, pardon, că asta vine din Coreea. Da? Am zis bine. Zice că trebuie să pun orezul la fiert. După aia trebuie să înfierbânt o tigaie și să adaug ulei de... De fapt, trebuie să pun o tigaie la încălzit. Ulei de susan. Să adaug ceapă și ciuperci, dar nu am ciuperci. And brief stir fry, nu știu ce, nu știu ce e asta. După aia să adaug orezul ăsta, sos de soia, zahăr și las să fiarbă la foc mic. Deci am înțeles, da? Îmi trebuie niște ceapă. Întâi astea o să le fierb separat. Așa. Până sunt moi, cică, da? Deci le fierb până sunt moi. Bun. Aici am specla care am fiert-o ieri pentru că astăzi vreau să fac și ciorbă de specla. Nu știu, astăzi vreau să fac multe. Dar să știți că întâi și întâi, astăzi am ieșit afară. Eu cu iubirea mi-am plimbat așa o grămadă și am zis, băi, măcar să-mi încarc și eu bateriile și apoi să vin acasă să fac mâncare. Copiii au teme de făcut, de ce sunt ocupați? Astăzi sunt ocupați, Andrei o să iasă mai târziu cu taicăsul afară. Bun, să încep cu... Ce să încep? Să încep cu orezul ăsta să-l pun la fiert, costăile, să le pun și... Să le fac și pe ele. Uiul vine de, da, am o grămadă de treabă. Chiar sunt curioasă să văd ce o să iasă. Azi o să mâncăm așa mai special. Amestecătură de mâncare românească cu mâncare chinezească. Așa, deci dăm drumul la foc pentru orez. Și o să mă pun să curăț ceapă. Am nevoie de ceapă. Eu o să curăț undeva la 4 cepe, pentru că nouă ne place foarte mult ceapa. Mâncăm ceapă multă. Așa. Da, și o să dau pe rapid până termin de curățat ceapa. Sper să nu mă ia plânsul, că doar abia și m-am machiat și eu, ca să arăt cât de cât la cameră. Da. Să sperăm că nu mă ia plânsul. Așa, pun aici. Deși cam iute. Da, deci întâi o să, pentru puiul ăsta o să călim ceapa separat. După care o scoatem și în uleiul de la ceapă o să călim aripile astea. Până se înmoaie. După care o să adăugăm un pic de ghimbir, iaurtul și niște apă. Nu, poate așa scrie acolo și condimentul cu pricinea. Deci eu am luat ca să testez ce e cu condimentul ăsta. Zicea ăsta vânzătorul că e foarte bun.
lumea cumpără condiment din ăsta foarte, foarte des și foarte mult, cantități enorme. Da, să sunt repede acolo ca să, să nu vin să plâng. Așa, și să spălăm repede ceapa. Și usturoi. Da, deci mai trebuie și usturoi. Da, deci nu trebuie pentru păstrăi. Yeah.
Așa, deci cam așa arată mâncarea în care am pregătit-o eu astăzi. Deci avem păstăile, care sunt păstăile noastre. Ăsta este orezul ăla tubular cu sos de vită și de fapt sunt condimente, că n-am avut carne de vită și cu ceapă. Ăsta e ăla care iute, e bombă. Deci puiul ăsta e iute, nu știu tot ce o să mănânce. Și aici avem niște cărnăciori și costiță, kimchi și porumb. Vedem și noi, încercăm să vedem dacă ne place să amestecăm, nu? Bine. Da. Haideți! Că se răcește și păcat. Așa că, bon apetit! Lili! Tu! Uite la mama! Uite la mama, tu! Uite-te la mama, tu! Lasă-l pe tac, tu! Mă simte! Nici nu-și mă pot mișca, că știe! Lili! Ai, tu nu fii ce fută! Ai! Uite la mama! Ei, na, te-ai întors și la mine în sfârșit. Din greșeală te-ai întors. Ce să freacă de tine. E un locutor mozoliu. Hai tu, dă cu lăbuța, tu. Fă și tu ceva. E, nu. Dă-i cu lăbuța, hai. Hai. Lili. Are chef. Trage de mustăți. Da, da, da. Dar Tosca unde e? Toschi! Toschi! Unde ești tu? Doamne ferește! Unde ești tu? Unde ești stat tu? Unde ești stat tu? Stai așa! Unde ești stat? Aoleu, vezi că poate să prinzi ghearele cu pătura asta. Toschi! Nici n-are niciun stres! Păi n-are, clar. Ce mâță stă așa? Ei, ce mâță, toate. Toate-i smâțele. Păscălina, ce faci tu, mami, tu? Unde a fost? Unde a fost păroasa? Unde a fost? Părosenia. Unde? Toschi? Toschi. Toate se uită la tine, la mine niciuna nu vrea să se uite astăzi. Da. Așa. Uite cum am prins-o. Alintatele. Ca un iepure, ia uite. Fac. Exact. Aha. Dragii mei, este ora 6 fără un sfert. Eu am dormit, deci chiar am dormit vreo 2 ore, cam așa, cred că m-am mai trezit, iar am dormit și tot așa. Și mi-am dat drumul la un serial care, cred că l-am văzut
de 3 ori până acum. Și mă mai uit că nu mă plictisesc, îmi place. Este serialul ăla Good Girls. Ce e, Bia? Te-ai spălat? Gata? Te-ai uscat? Da, și nu mă plictisesc. Și Iubi zice, că ce tot atât te uiți la ăsta? Nu te-ai săturat de ea? Și zic, nu. Îmi place mult. Good Girls. Nu, Iubi. Fete bune, nu? Fete bune, care de fapt sunt fete obraznice. Și am mâncat și niște ciocolățică din asta, de la Merci. Vreo câteva bucățele am făcut păcate, trebuia să mănânc, da. Deci, astăzi, practic, am cam profitat așa, că e duminică și am mâncat un pic mai mult. Mi-am cam stricat feng shui-ul de toată săptămâna. Asta este. Mâine din nou mâncăm normal, fără zahăr, dacă se poate. Asta îmi doresc, asta îmi și propun, să nu mănânc zahăr, să nu mănânc pâine albă. Da, na, vedem. Mâine vreau să fac ciorba de sfeclă, nu mai fac astăzi, că nu mai am chef. Am stat totuși prea mult în bucătărie. Și mâine o să fac ciorba de sfeclă și să văd ce mai fac pentru felul 2. Am niște păstăi, ce mi-a rămas de astăzi, deci nu s-au mâncat toate, dar na. Mâine oricum o să se mănânce pentru că... A, stai că zicea Iubi că vrea să-i fac mămăligă cu brânză de burduf, că am brânză de burduf, că am cumpărat de la ruși. Și... Asta, o să fac o liguță, că l-au făcut de mult cu brânză de burduf și păstai cu mujdei. O să fac cu mujdei de usturoi. Da. Problema e că eu mâine lucrez, îți de după amiază. În fine, asta este. Și vreau să mă duc să mă pregătesc, pentru că trebuie să filmez un clipuleț. Nu un clipuleț, un video, un tutorial. Sau un video în care o să testez niște produse, niște machiaje pe care le-am comandat de pe Temu și niște pensule pe care le-am primit de la o firmă chinezească, cred că, nu știu, în colaborare. Deci mi-au trimis niște pensule ca să le testez și să fac un machiaj cu ele. Da? Și abia aștept să filmez. Deci... Cred că asta o să fac, o să mă pregătesc fain frumos pentru filmare. O să-mi ia cam vreo oră și ceva până testez toate produsele astea. Și cam asta este, dragile mele, dragii mei. Deci, vlogul ăsta o să apară astăzi, de fapt, seară. O să-i dau drumul. Și pe urmă... Filmulețul cu machiajul să apară, cred că, pe luni, pe mâine, mâine seară, cam așa. Și celălalt cu mukbang-ul și... Deci mukbang-ul, da, și testatul de produse chinezești. Ăla cred că o să apară pe marți sau miercuri, să vedem, da? Deci când am liber, liber filmez. Când lucrez, automat nu mai filmez pentru că sunt prea multe și e obositor. Da, na, dragile mele, dragii mei, sper că apreciați acest lucru, că filmez și eu cum pot și că postez cum pot. Cer scuze, dar stau așa de bine aici, am învelită cu păturica asta așa moale și mai atrage atenția și serialul meu. Dar trebuie să fac încheierea pentru că e musei. După cum vă ziceam, deci o să încerc să filmez cât de des pot și să postez tot felul de filmulețe interesante. Da. Așa că v-am pupat, dragii mei, pe toți și să aveți un început de săptămână minunat, ușor și nu știu, să vă regăsiți pe voi dacă vă simțiți pierduți
te aduc în zare. Ziceam de o dată cum te aduc în zare. Da. Să vă regăsiți și să zâmbiți mai mult, să fiți mai optimiști și mai bucuroși de ceea ce aveți. Da, să vă mulțumiți cu ceea ce este și asta, deci zic pentru mine, în mod special, da, pentru numele meu. Vorbesc, dar vă sfătuiesc și pe voi la rândul vostru să faceți la fel. Să fiți iubiți și sănătoși. Ne vedem tura următoare.